Am onoarea să vă salut, dragi prieteni. Sunt Cristian Român și vă invit să scriem în continuare la Cronica Scepticului. Astăzi vom vorbi puțin și despre ceea ce înseamnă pseudoștiința. Vom vorbi și despre Darwin, bineînțeles. Darwin este subiectul principal al acestui an, pentru că, repet, aniversăm 200 de ani de la nașterea sa și 150 de ani de la publicarea cărții Originea Speciilor. Ziceam că în această emisiune vom vorbi despre pseudoștiință, chiar despre această ramură a cunoașterii, zic unii, dar e de fapt o ramură a pseudo-cunoașterii, pentru că s-a întâmplat ca sâmbata trecută să văd o emisiune la un post de televiziune cu răspândire națională, în care se vorbea de experiențe în preajma morții. Știți și dumneavoastră povestea? Anumite persoane aflate în moarte clinică, readuse la viață, relatează întâmplări ca fiind dintr-o altă lume. Se trece printr-un tunel luminos și ajunge într-un câmp plin de verdeață. Relatări similare. Tânăra moderatoare, o fată deosebit de plăcută inimii mele, o fată frumoasă, nici măcar o clipă nu s-a gândit să pună sub semnul îndoielii. Mie mi se pare normal să pui din când în când sub semnul îndoielii orice afirmație, mai ales atunci când afirmația este extraordinară. Vorbea cu cineva care s-a întors, nu, de pe lumea cealaltă. Este adevărat, în această zonă a experiențelor din vecinătatea morții, există o bogată literatură și voi dedica o întreagă emisiune acestui subiect într-una din săptămânile viitoare. Pe de altă parte, chiar există studii științifice serioase, chiar serioase, legate de acest subiect. Dar tânăra moderatoare, bineînțeles, nu avea nevoie de dovezi din zona aceasta a științei, avea nevoie numai de relatările unei domnișoare privitoare la trecerea în viața de după moarte. Și apropo de experimentele făcute în această zonă, dacă avea puțin scepticism, despre care vom vorbi noi mai încolo în emisiune, ar fi aflat că trăiri similare au și piloții avionilor de vânătoare. Ei uneori sunt supuși la experimente cu acele dispozitive care poartă numele de centrifugă și sunt supuși la factori de sarcină foarte mari. Ei bine, când se depășește un anumit nivel al supra-sarcinii, în momentul în care creierul nu mai este alimentat cu oxigen, ei au trăiri similare, fără să se afle neapărat într-o moarte clinică. Sunt procese fiziologice care probabil că de-abia acum încolo vor fi analizate mai în detaliu, mai ales că, dacă nu mă înșel, în Marea Britanie a demarat un program interesant în această zonă. Dar ce vreau să subliniez eu în această primă parte a emisiunii? Faptul că în multe din întâmplările acestea din mass media, jurnalistul renunță prea ușor la scepticism. E adevărat, o emisiune în care ai aduce argumentele și dovezile raționale privitoare la experiențele din vecinătatea morții, o asemenea emisiune n-ar mai fi interesantă. Nu trebuie să le dai oamenilor adevărul. Acesta este principiul jurnalistului român. Nu trebuie să le dai adevărul, ci ceea ce le place. Așa să fie. E un principiu greșit al jurnalismului din România, dar cred că încetul cu încetul și la noi se vor rezolva lucrurile, se va separa jurnalismul adevărat de pseudo-jurnalism, ca să nu spun eu mai multe. Trecem repede la Darwin, în a doua parte a emisiunii. Nu mai zic ce aniversăm în ceea ce privește pe Darwin, am repetat-o de atâtea ori, voi repeta în schimb faptul că Darwin a fost cu adevărat un geniu. Ar trebui cumva să faceți o călătorie în timp, să citiți cărțile
ce apăreau în urmă cu 200-150 de ani și să vedeți cam cum era societatea britanică, care erau concepțiile, credințele, în ce stadiu se afla știința în acea vreme, și veți vedea că Darwin, ca orice om de geniu, a produs o răsturnare, o adevărată răsturnare în modul în care oamenii vedeau lumea. Desigur, până în zilele noastre există denigratori ai lui Darwin, desigur există în jurul său numeroase legende, numeroase neadevăruri, dar nu despre omul Darwin vorbim noi în această emisiune, ci despre teoria evoluției. Unul dintre argumentele care se aduce împotriva teoriei evoluției poartă numele de argumentul complexității ireductibile. Vă rog, dați textul pe ecran, oamenii trebuie să citească și să învețe că există o complexitate ireductibilă. Ce înseamnă această complexitate ireductibilă? Pot să revin în ecran pentru că eu trebuie să gesticulez. Știți prea bine. Deci complexitate ireductibilă. În organismele, chiar cele mai simple organisme, există tot felul de organele, de organe mici, de subansambluri ale organismelor acelora, celulare să le numim noi, din care dacă ai scoate un singur element, ele n-ar mai putea funcționa. Apărătorul acestei teoria complexității reductibile, care ține de fapt de ceea ce se numește intelligent design, creatorul inteligent. Aici nu este chiar creaționismul despre care vorbeam noi de obicei, ci este vorba despre o forță supranaturală care nu este definită în ceea ce este ea ca forță supranaturală, dar ea intervine să creeze asemenea organe care, cum spune unul dintre apărătorii acestei teorii, Michael Behe, deci avem organe care nu pot funcționa dacă am scos noi un singur subansamblu. Și vreau să vă dau un exemplu, analogia asta o folosește și Michael Behe, o cursă de șoareci. O vedeți și dumneavoastră în ecran. Vedeți, această cursă de șoareci, vorbește, spune și Michael Behe, ea, dacă i-am scoate un singur element din această cursă de șoareci, ea n-ar mai putea să funcționeze. Ea nu și-ar mai găsi rostul. Ea trebuie să apară dintr-o dată ca o cursă de șoareci. Nu ne putem imagina o cursă de șoareci fără arc, nu ne putem imagina o cursă de șoareci fără pârghia aceea care strânge de gât pe șoricel. Ne trebuie obligatoriu și pârghia. Și dă Michael Behe un exemplu. E vorba de așa numitele flagelii. Flagelele ce sunt? Sunt niște organele. Sunt un fel de piciorușe, să le numim așa, un soi de filamente cu care sunt înzestrate unele bacterii și aceste flagelii, aceste filamente le ajută pe bacterii să se deplaseze în mediul lor. Iată un exemplu de flagelie, îl veți vedea dumneavoastră imediat pe ecran. Este o mașinărie de-a dreptul senzațională. Vedeți aici, în cerculeț, avem filamentul care se mișcă și vreau să vă spun că se rotește cu o viteză de rotație de circa 1000 de rotații pe minut. E o mașinărie foarte complexă. Aici avem un detaliu, iar aici avem un detaliu și mai mare. Vedeți, avem o serie de inele, o serie de lagăre care sunt făcute din proteine. Diametrul lor este foarte mic, au numai 20 de nanometri diametru. Vedeți că avem aici și un ax. Iar în continuare avem filamentul flageliei, care este alcătuit dintr-o proteină care chiar așa se numește, stați că am notat, flagelin se numește această proteină, flagelină. Iată un mecanism extraordinar de complex. Nu, să lăsăm imaginea. Iată un mecanism foarte, foarte complex. Un singur element, dacă ar lipsi în acest motor, flagelia n-ar mai putea funcționa. Bacteria nu s-ar mai putea deplasa în mediu. Iată că acest organ nu poate să apară prin pașii mărunți pe care îi face
evoluție. Și mai fac o paranteză, știți cu ce este alimentat motorul acesta? Este alimentat cu ion de sodiu sau cu ion de hidrogen. Este un motor extraordinar, un motor de-a dreptul senzațional. Iată un caz de complexitate ireductibilă. Nu avem precedente, spune Michael Behe, din care să evolueze o asemenea mașinărie care, iată, dacă a scos un singur element, ea nu mai merge. Oare așa să fie? Dacă revenim la imaginea cu cursa de șoareci, într-adevăr, dacă o scos oricare dintre elementele de aici, cursa de șoareci nu mai poate funcționa. Ea nu poate să fie, nu, rezultatul unei evoluții. Ne-am gândit la o primă vedere. Numai că fiecare dintre componentele pe care le vedeți dumneavoastră pe ecran pot să apară separat, îndeplinind alte funcții decât cea legată de utilizarea într-o cursă de șoareci. De pildă, piedica aceea, mă gândesc acum pe moment, chiar nu am planificat, piedica aceea, brațul acela lung, acela subțire, sârma aceea subțire, am putea o folosi, eu știu, ca semn de carte sau, eu știu, în copilărie îmi plăcea să împletesc cu porumb. E bine, aveam nevoie adesea de asemenea sârme ca din pănuși de porumb să fac ștergătoare din acelea care se pun la ușă. Baza acestei capcane, acestei curse pentru șoareci, o pot folosi în bucătărie ca tocător și așa mai departe. Fiecare dintre elementele care alcătuiesc o cursă de șoareci pot să capete o altă utilizare înainte de a fi necesară construcția cursei de șoareci. Să revin în cadru pentru că va trebui să schimb imaginea. Există un precedent, există o cale evolutivă către flageli. Există ceea ce se numește, și va trebui să citesc, sistem de secreție de tip 3. Nu vă spune nimic acest sistem de secreție de tip 3. Este un dispozitiv, este un fel de seringă cu care unele bacterii din acelea foarte periculoase își pot injecta substanțele toxice, anumite proteine, în corpul bacteriei sau celulei atacate. În acest fel se transmit numeroase boli cu ajutorul acestui sistem de secreție de tip 3. Și haideți să vedem imaginea. Veți fi surprinși de asemănări. Văd că imaginea nu ajunge în întregime pe ecran. Nu știu cum să o rezolvăm. Dar ideea este, aveți aici în dreapta sistemul de secreție de tip 3. Da, e mai bine să luăm imaginea direct de aici, de pe monitor. Iată, în dreapta, voi arăta cu pixul, va fi și mai ușor așa. În dreapta aici avem acest sistem de secreție de tip 3. Dacă vă uitați, și aici avem acele inele, acele lagăre, numai că în loc să avem un ax, deci axul pe care îl aveam în cazul sistemului prezentat de flageli, este un ac. Este practic un ac construit din proteine și prin acest canal se injectează substanța nocivă în celula atacată. Remarcați că și aici există mai multe praguri evolutive, mai este un sistem de secreție de tip 2, prin care practic din celulă se elimină substanțele rezultate în urma metabolismului, mai avem un sistem de tip 4 și așa mai departe, nu vreau să intru în detalii. Dar iată, în cazul flagelilor care erau declarate ca ireductibile de complexe, există un precedent evolutiv care poartă numele de sistem de secreție de tip 3. Și exemplele chiar ar putea continua, poate voi rezerva o întreagă emisiune
pentru a vă relata, pentru a vă prezenta căile prin care a evoluat ochiul. Ochiul care, iar, putem spune că este un sistem, un subansamblu ireductibil de complex. Dacă am înlăturat un singur element, ochiul nu-și mai satisface menirea. Poate să fie și acesta un argument, dar e un argument pe care îl vom demonta noi cu o altă ocazie. Ei, spuneam noi că facem așa un mic de manual de pseudoștiință. Adică nu prea-mi place să fac manuale, nu prea-mi place să țin lecții, dar cred că a sosit momentul să discutăm puțin așa despre ce este pseudoștiința. Care sunt trăsăturile fundamentale ale pseudoștiinței. Cred că cea mai importantă trăsătură fundamentală a pseudoștiinței este faptul că pseudoștiința nu ține seama de fapte. Și în această direcție dovezi avem cu nemiluita. Eu vă voi relata din propria mea experiență că de câte ori discut cu persoane care sunt admiratoare ale acestei forme de amuzament, să o numim noi așa, în momentul în care și o dovadă acolo una cât de mică, dar care să respecte niște reguli, dovada. Deci de câte ori cer o dovadă, stârnesc oarecare neliniște, dacă nu chiar furia preopinentului, pentru că cele mai multe dovezi sunt de natură misterioasă. De pildă, ți se va spune cu siguranță, atunci când este vorba despre fenomene paranormale, că faptul că tu nu crezi în aceste fenomene, pur și simplu împiedică reușita experimentului. Un experiment simplu de telepatie nu poate să aibă loc, nu se produce, nu dă rezultate pozitive, decât atunci când toți cei care se află în acea cameră cred în telepatie cu strășnicie. Dacă rezultatul e negativ, e cineva care se îndoiește. Asta este pseudoștiința. Pseudoștiința n-are nevoie de dovezi. Mai are o trăsătură interesantă pseudoștiința. Comunicarea pseudoștiinței către cunoscători nu se face pe căile obișnuite pe care le folosește știința. Se folosesc adesea canalele media, binecunoscutele emisiuni de televiziune, despre care v-am dat un exemplu și la începutul acestei emisiuni. Pe urmă se publică tot soiul de cărți de pseudoștiință. Ideea este ca toate aceste publicații, toate aceste canale prin care pseudoștiința este comunicată către public, sunt lipsite de filtrele pe care le impune știința. Și cred că v-am dat un exemplu chiar săptămâna trecută și a fost un exemplu chiar din zona științei. Mai țineți minte că am vorbit despre fuziunea rece a lui Fleischmann și Pons. Atunci, cei doi cercetători americani, încântați fiind de rezultatele pe care ei credeau că le-au obținut, eu nu cred că au fraudat, ei nu se aflau în zona aceea pseudoștiinței, deci, încântați fiind de rezultate, au ținut ca anunț descoperirii să fie făcut nu pe canalele pe care le folosește în general comunitatea științifică, ci direct prin media, prin mass media obișnuită, printr-o conferință de presă care, vă rog să mă credeți, am trăit acele zile, chiar a zguduit planeta. Am spus și emisiunea trecută, speranțele noastre într-o sursă de energie inepuizabilă ajunseser așa până către cer. Și mai un sistem pseudoștiințific publică cărți și publică atât de multe cărți încât pot umple biblioteci întregi. Iar și în cazul acestor cărți nu există sistemul de verificare a informației, cum niciun ziar nu va sta să întrunească, să organizeze o comisie de verificare a informațiilor prezentate de către un
pseudo-științific. În schimb, publicațiile de știință au păcătosul obicei, mă refer la cele în care se publică lucrări de știință, nu acelea de popularizare a științei. Dar cele care publică lucrări de știință, cum este Science, Nature, Physical Review Letter, Public Library of Science, Cell și așa mai departe, din comitetul redacțional fac parte o grupă de verificatori, de referenți. Lucrarea trece prin mâinile a foarte multor specialiști până ca ea să ajungă să fie publicată. Se poate întâmpla să treacă un an de zile din momentul în care ai depus textul lucrării până ca ea să fie publicată. Sau poate nu va fi publicată deloc pentru că se constată unele inadvertențe. În zona aceasta a pseudo-științei, lucrurile acestea nu contează. Și pentru că mai am doar 5 minute, continuăm subiectul. Aici îmi place mie. Și pseudo-știința produce mistere acolo unde nu este nici măcar un mister. Adevărul este că, întotdeauna ca și omul de știință, pseudo-științificul trăiește într-o continuă mirare. Dar în timp ce omul de știință încearcă să acumuleze informații verificate și verificabile despre domeniul care face obiectul de studiu al său, pseudoștiințificul nu se îndreaptă niciodată către sursele acestea verificate și verificabile. Un mister inventat sau un mister descoperit acolo unde nu este niciun mister, clasic, triunghiul Bermudelor. Eu chiar mă mir. Există date statistice de acum, de sute de ani în urmă, privitoare la navele dispărute, avioanele dispărute în diferitele regiuni ale globului. Păi, vă spun eu, statistic vorbind, numărul de evenimente care să fie cu adevărat, eu știu, misterioase, inexplicabile, dispariții fără urmă din triunghiul Bermudelor, nu este mai mare, nici mai mic decât numărul de evenimente similare din alte zone ale oceanului planetar. Da, se întâmplă că a fost un moment așa în care a apărut un articol într-un ziar, așa a început toate misterele astea să apară, printr-un articol în câte un ziar, pentru ca în jurul triunghiului Bermudelor să se creeze o întreagă literatură. În triunghiul Bermudelor este o gaură neagră care suge din când în când avioanele, o gaură neagră, mică, mică, mică. Acolo se produc fenomene deosebite, un fel de poartă stelară. Se pot țese atunci când încep să jonglezi cu legendele, când decupezi articole de prinziare, poți să țești legende extraordinare. Singura problemă cu tipul de legende pe care le creează pseudoștiința, cu misterele pe care le creează pseudoștiința, există totuși o mică problemă aproape neînsemnată. Faptul că, de fapt, nu există niciun mister. Dar pentru a afla că nu e niciun mister, trebuie să te documentezi și să te interesezi, să afli, să citești. Dar cei mai mulți oameni ai pseudoștiinței evită literatura științifică. De ce? Nu cumva ca gândirea lor să fie pervertită de aceste teorii ale științei care cumva deja creează un soi de conspirație care împiedică afirmarea noilor și adevăratelor teorii. Dragii mei prieteni, mă tem că timpul nostru a expirat. Vom vorbi despre pseudoștiință și în săptămâna viitoare și pregătim niște emisiuni cu experiențe din vecinătatea morții, cu viața după moarte, cu stafii. Le avem pregătite. Aștept momentul în care să le punem în operă. Deci, ne întâlnim săptămâna viitoare, în același loc și la aceeași oră, al dumneavoastră, Cristian Român. We'll be right back.